Top 10 ciudățenii ale marilor scriitori. Cu toții știm că geniile au fost întotdeauna neînțelese. Atunci când creau, marile figuri din istoria literaturii universale aveau tabieturile lor de la care nu se abăteau niciodată și își căutau muze în femei, tutun, alcool sau chiar droguri. Site-ul historia.ro ne prezintă ciudățeniile care au inspirat romane sau poeme fabuloase citite de milioane de persoane. Să vedem! Voltaire bea câte 40 de cafele pe zi. Scriitorul și filozoful francez Voltaire, 1694-1778, obișnuia să scrie în același timp la mai multe opere. În odaia lui avea câteva mese și pe fiecare dintre acestea câte un manuscris. După ce lucra o oră la unul dintre ele, trecea automat la celălalt pupitru până își punea penița peste fiecare lucrare în parte. Erau zile în care Voltaire scria și 18 ore neîncetat, timp în care bea 40 de căni de cafea ca să reziste ritmului infernal de lucru. Așa au apărut celebra novelă Candide sau scrisori privind națiunea engleză. Pădurea din casa lui Jean-Jacques Rousseau. Contemporan cu Voltaire, gânditorul genovez Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, era un individ antisocial. Nu îl motivau să scrie decât singurătatea și pădurea din Montmorency. Când a fost constrâns de situația lui financiară precară să locuiască într-un apartament modest din Paris, a refuzat să îl mobileze și i-a desenat pe toți pereții imagini cu pădurea care îl inspira. În plus, avea o colivie cu păsări cântătoare și numeroase flori care îi dădeau senzația că se află în aer liber. În acest peisaj natural au fost concepute și Emil sau despre educație și despre contractul social. Dumas, tatăl, era dependent de limonadă, iar fiul de pian. Dacă Voltaire devora aproape 40 de căni de cafea în cele 18 ore de lucru, din camera de lucru a lui Alexandre Dumas, tatăl, 1802-1870, nu lipsea niciodată limonada. De altfel, autorul celebrelor romane La Leaua Neagră, Cei trei muschetari, Robin Hood sau Masca de Fier avea să îi aloce acestei licori un capitol în Contele de Monte Cristo. De partea cealaltă, și fiul său, Alexandre Dumas, 1824-1895, autorul Damei cu camelii, avea o superstiție. Practic, el nu începea să scrie până nu asculta înainte cântecul pianului. Balzac, romancierul nocturn. Honoré de Balzac, 1799-1850, era un amator de mondenități, un personaj cu o activitate bulevardistă intensă. Nu era prolific decât noaptea. Autorul operelor Moș Goriot, Iluzii pierdute, Femeia la 30 de ani sau Eugénie Grandet, Balzac mărturisea: mă scol la miezul nopții și lucrez 16 ore în șir. Avea un adevărat ritual. Seara adormea la ora 18, se trezea la miezul nopții, îmbrăca un fel de rasă călugărească în loc de pijama, bea o cană mare de cafea și, la lumina unui policandru cu 7 lumânări, lucra fără întrerupere până când îl răpunea oboseala. În tot acest timp, făcea abuz de tutun. Pe măsură ce scria,
El arunca fiecare foaie peste umăr, fără s-o fi recitit sau numerotat. Iar la prânz, servitorul intra în încăpere, aduna foile risipite și le ducea la imprimat. Scria în 1931 colecția Ilustrațiunea Română despre tabieturile lui Balzac. Flaubert nu scria decât cu ferestrele deschise. Fiul al unui chirurg, Gustave Flaubert, 1821-1880, prefera și el să lucreze în timpul nopții. Pe domeniul său, care se afla în apropiere de cursul Senei, autorul capodoperei Madame Bovary scria cu ferestrele larg deschise, chiar și în anotimpurile mai reci, ca să poată auzi susurul râului din nordul Franței. Spre deosebire de Balzac, Flaubert rescria pasaje întregi, la multe dintre ele chiar renunța, tăia cuvinte, umplea marginile foilor cu adnotări, era extrem de critic cu fiecare literă. După ce considera că totul s-ar lega cât de cât, lua foaia, se ridica în picioare, începea să mărșăluiască prin camera sa de lucru și recitea cu voce puternică ceea ce scrisese. Abia după o ultimă corectură, trimitea manuscrisul la editat. Era o muncă istovitoare. Flaubert își comparase de altfel tortura scrisului cu chinurile agoniei. Și pe Victor Hugo, 1802-1885, scrisul îl storcea de energie. Părintele memorabilului roman Mizerabili nu putea să gândească decât dacă se plimba prin încăpere. El scria întotdeauna în picioare. George Sand era obsedată ca foile de scris să aibă aceeași măsură. Scriitoarea franceză George Sand, 1804-1876, cunoscută printre altele pentru Indiana sau Micuța Fadet, lucra în fiecare zi cu o exactitate de ceasornic, de la ora 8 seara până la ora 4 dimineața. În epocă, era apreciată lejeritatea fantastică cu care își așternea ideile pe hârtie. Înainte să se așeze la pupitru, își tăia foile de scris de fiecare dată la aceeași măsură, fiind obsedată de acest lucru, și apoi le suprapunea uniform. Doar în acel moment începea să creeze. Amantul său, un alt scriitor cu o mare popularitate în acele timpuri, Alfred de Musset, avea un alt ritual. Niciodată nu intra în odaia unde scria decât după ce consuma un pahar de absint. Și mereu asta se întâmpla dimineața, însă cu perdelele trase și cu lumânările aprinse, căci nu suporta lumina naturală. Goethe sau Dickens erau geniile dimineții. Nu toți marii scriitori își găseau așadar inspirația noaptea, dacă l-am amintit și pe Musset. Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, sau Charles Dickens, 1812-1870, erau de asemenea matinali. De pildă, romancierul englez își stabilise pentru fiecare dimineață o normă de 3 file scrise, niciun rând mai mult sau mai puțin. Théophile Gautier scria fără semne de punctuație. Autorul romanului Domnișoara Maupin, Théophile Gautier, 1811-1872, scria de regulă pe un colț de masă al atelierului imprimeriei gazetei La Presse, fără să fie deranjat de zgomotul infernal din jurul său,
făcut de utilajele tipografice sau de către muncitori. Cuvintele îi curgeau natural, iar manuscrisele sale nu aveau ștersături sau corecturi. Vorbele nu erau niciodată separate între ele prin vreun semn de punctuație, mai dezvăluia Ilustrațiunea Română în 1931. Femeile erau hrană pentru Eliade, iar tutunul pentru cioran. Pentru Mircea Eliade, 1907-1986, femeile îi erau muza. Nici tutunul, nici cafeaua, nimic altceva. Doar femeile. În ele găsea motivație ca să se așeze la birou și să pună, de exemplu, pe hârtie faimosul roman Mai Trei. Cu toate că era căsătorit cu Nina, Mircea Eliade admitea că trăiește în voie toate dezlănțuirile și când se referea la el, vorbea adesea despre imensa monotonie a desfrânării. Astfel, în vara lui 1942, nota: ce am lucrat în luna iunie, mai nimic, lupta mea cu melancolia și orgia. În ceea ce îl privește pe Emil Cioran, 1911-1995, acesta nu era bântuit de femei, ci de tutun și cafea. La un moment dat, filozoful român mărturisea că nu pot să scriu fără stimulente. Cafeaua, iată singurul secret. Mi-am scris toate cărțile îndopându-mă cu stimulente, cafea și tutun. De când îmi sunt interzise, producția mea a căzut la pământ. Nici tentațiile bahice nu erau însă străine. Un vid ce pustiește spațiul și de care doar alcoolul ar putea să mă apere. Dar alcoolul îmi este interzis. Toate leacurile îmi sunt interzise. Și totuși, încă mă încăpățânez. Își amintea Cioran fragmente din existența sa. Jack London, Baudelaire sau Marin Preda se scufundau în alcool. Considerat la vremea sa lider al decadenților, Paul Verlaine, 1844-1896, era sclavul alcoolului, dar și al hașișului. Strălucitorul poet francez, căruia îi aparține volumul Romanțe fără cuvinte, nu putea să scrie dacă nu și descătușa spiritul într-o baie de alcool sau dacă nu se lăsa purtat de un val de hașiș. De altfel, alcoolul a alimentat inspirația multor monștri sacri ai literaturii. Charles Baudelaire, 1821-1867, nu s-a temut să-și recunoască viciul. Întotdeauna să bei, îmbată-te constant, doar îmbată-te, spunea acesta. Totodată și scriitorul american Jack London, 1876-1916, autorul romanului Colț Alb, accepta cu ușurință că se punea la masa de lucru doar după ce se îmbăta. Duceam o existență inundată de alcool. Nu era nicio clipă din timpul în care eram treaz, în care nu aș fi vrut să beau. La început, scriam primele 500 de cuvinte și cele 1000 pe care le scriam zilnic și apoi începeam să beau ca să termin. Dar nu a trecut prea mult până să beau întâi ca să am inspirație, spunea scriitorul american. Alcoolul a reprezentat o problemă imensă și pentru Nichita Stănescu, 1933-1983, sau Marin Preda, 1922-1980, ale căror decese au survenit, potrivit legiștilor, în urma unor intoxicații cu alcool. Dacă despre Stănescu s-a zis că alcoolul îi producea o stare de efervescență intelectuală, vecină cu geniul
ci că era dependent de vodcă, în ceea ce îl privește pe Marin Preda. Mulți au afirmat că ar fi stropit din belșug cu alcool, moromeții, delirul sau cel mai iubit din pământeni. Niciunuia dintre cei doi, nici altor mari scriitori, nu li se pot lua însă din merite doar pentru că au concubinat la un moment dat cu viciile. În urma lor au rămas nu doar cancanurile de odinioară, ci și adevărate monumente ale literaturii universale.